Salutare dragilor, suntem din nou la Se învârte roata, locul unde vorbim cu și despre cicliști și ciclism. Astăzi suntem la cea de-a cincea ediție a întâlnirii anuale Masters of Romania. Sunt alături de Vasile Ciofu, omul care orchestrează toată această întâlnire și se asigură că acest eveniment să aibă loc. Vasile, bine ai venit! Bine te-am găsit, Bogdan. Bine ai venit și tu la noi. Mă bucur, mai ales că suntem la cheile grădiștei foarte aproape de Brașov. Vasile, pentru cei care nu te cunosc, te-aș întreba cine este omul și sportivul sau fostul sportiv, Vasile, da. Ciofu. Sunt Vasile Ciofu, din Piatra Neamț, de loc stabilit în Iași de 20 de ani. Fost ciclist la Piatra Neamț, la Velo Club. Am alergat Turul României, Turul Turciei, Turul Greciei, Turul Bulgariei, okay, pe multe curse naționale și internaționale. Am făcut ciclism între 96 și 2006 la Piatra Neamț, fiind împrumutat de mai multe ori către alte cluburi, cum ar fi CSM Iași, Stiro București sau Mazicon. Ai zis deja câteva nume de cluburi, nici nu știam sau mulți nu știu că au existat cândva atâtea cluburi în România. Da, da. A fost o vreme când țara era bine reprezentată, cam fiecare oraș avea un club de ciclism. La Piatra Neamț cine era antrenor? Am fost antrenat de domnul Nicolae Pienescu. Îmi sună cunoscut, cred că a fost antrenor cu grade mari. A avut sportivi buni de-a lungul timpului, da. În generație cu cine mi-a fost? E complicat. Okay. Când vorbești de un oraș mic și de un club mic, e complicat să vorbești despre o generație. La club mai erau încă doi băieți de vârsta mea. În rest, pe plan național, am fost generație cu Nae Nicușor, cu Sorin Pop, da? Cu Ursu. Bogdan Dobre de la Stirom. Și mai mult, sincer, în clipa asta nu mi-amintesc chiar pe toți. Îi știu pe toți, cadrul nu e, nu... Bun, hai să vedem. Spuneam că suntem la cea de-a cincea întâlnire a Masters of Romania. Ce înseamnă, de fapt, Masters of Romania? Masters of Romania e un concept pe care l-am gândit în sensul unei familii care să unească ciclismul românesc. Foștii sportivi, actualii sportivi, viitorii sportivi, de ce nu, da? Sau oameni din staff, antrenori, mecanici, masori, medici, etc. Deci nu are legătură cu cei retrași din ciclismul Nu, românesc. Nu. Deci a nu se confunda, Masters în limba engleză vine de la maestru. Okay. Da? A nu se confunda cu categoria master, da? Care face referire la cei trecuți de 40 de ani care au făcut ciclism la un moment dat, s-au retras și acum au revenit cumva în activitate. De unde ți-a venit ideea? Virusul ciclismului l-am luat de mic. N-am scăpat de el, chiar dacă după ce m-am lăsat de sport o perioadă nu am mai urcat pe bicicletă. Cred că majoritatea sportivilor de performanță au vrut o perioadă să uite. Mi-a plăcut tot timpul să fiu înconjurat de cicliști, să mă întâlnesc cu foștii prieteni, foștii colegi de suferință, ca să zic așa. Și de aici mi-a venit ideea de ce n-am putea să facem o întâlnire anuală, una pe an, în care cei care își doresc să se întâlnească, da? Și să ne întâlnim. Iată-ne acum la a cincea ediție deja, da? A Masters of Romania, un proiect de succes care sper că va continua și va deveni tradiție așa cum mi-am propus încă de la început. Le spuneam celor care urmăresc că tu ești creierul evenimentului, dar m-ar interesa să știu care este echipa din spate, că bănuiesc că ai câțiva oameni care te ajută să transferile. Sună foarte bine. Mâna mea dreaptă, ca să zic așa, e soția mea. Fără ea n-aș fi putut continua, poate n-aș fi ajuns nici la a cincea ediție. Noi suntem cei doi care în spatele proiectului, a întâlnirii și a paginii de Facebook și a grupului de Facebook care este deja, unde amintim tot timpul despre sărbătoritul zilei, câteva chestii despre biografia sa, astfel încât cei care vin din urmă să afle niște chestii. Deci pe lângă întâlnirea anuală, Vasile ține o pagină de Facebook, Masters of Romania, unde cel puțin săptămânal postează fie de zile de naștere ale sportivilor, fie alte evenimente importante din ciclismul românesc. Așa este, da. Acum aici în spate un panou plin de sponsori. Da, pe lângă mâna mea dreaptă
Continuăm proiectul ăsta cu ajutorul sponsorilor, care au fost alături de noi unii încă de la început, cum e Belotto, da, cei care creează echipamentele sportive. Ai un tricou foarte inclusiv frumos, acest tricou, da. Apoi cei de la Cotnari, care ne ajută cu vinul deja consacrat, da, Cotnari. Cotnari care de-a lungul timpului a fost aproape de cicliști, sponsorizând an la rândul turul ciclist al României. Mi-aduc aminte, fugeam eu 2010-2011 și Cotnari au fost tot timpul acolo, nu știu, mai știu la Vaslui, oare sau unde era sprintul, nu trebuie să zic o prostie, era un sprint intermediar. Chiar la ei la fabrică, undeva între Târgu Frumos și Botoșani. Da, Botoșani, acolo era și tot timpul premiau și sprintul intermediar. Da? De la ei. Apoi au venit alături de noi cei de la 4F, un brand polonez cu produse de foarte bună calitate, care încă nu este foarte apreciat la noi în țară. Acum suntem 4F. E un partener care ne-a fost aproape încă de două ediții înainte, deci deja suntem la a treia ediție în care ei ne sunt aproape. Da? Lucru pentru care le mulțumim, bineînțeles, și lor. Apoi, anul trecut, ni s-au alăturat cei de la Etic Sport și cei de la Abus România. Etic Sport, știm, susținătoare de efort, geluri, batoane, proteine, etc. Iar cei de la Abus cu căștile și încuietorile safety deja first. Consacrate. Da, safety first. Ieri, vineri, a fost prima zi, ați desemnat, decernat bursa Masters of Romania. Da. Okay. Împreună cu ce este bursa? Împreună cu soția am gândit această bursă Masters of Romania ca o chestie pe care noi foștii cicliști o dăm celor care vin din spate. Da? Cei care sunt în domeniu știu că perioada de tranziție de la juniorat la seniorat, da, acest tineret sau under 23 pe care cu toții îl știm, este o perioadă foarte grea. Cei mai mulți sportivi valoroși, da, sau talentați se lasă în această perioadă pentru că au nevoi, tentații, etc. Da? Prin această bursă ne dorim o dată pe an, deci bursa Masters practic este o sumă de bani pe care noi reușim să o adunăm și din fonduri proprii și cu ajutorul membrilor Masters of Romania, pe care o dăm unui sportiv under 23 în ideea de a continua promovarea, practicarea, pardon, ciclismului, da? Anul acesta cine o... Anul acesta Ioan Dobrin de la Mentorize, da, este beneficiarul bursei Masters. Felicitări, Ioan. Felicitări, să da. Să fie de bine. Ai meritat-o, dacă ai primit-o, cu siguranță ai meritat-o. Da. De asemenea, dintre cei care ne sunt alături, al doilea an consecutiv, sunt cei de la Noir Coffee Roasters, prăjitori de cafea. Ei sunt din Iași, dar puteți cumpăra, în cazul în care vreți, cea mai bună cafea și de pe internet. Confirm, de la ei. E chiar foarte, foarte faină. Pomenei de tricou, văd culorile, portocaliu albastru, care-i povestea culorilor? Da, nu e neapărat o poveste în spate legată de culori. Am început în fiecare an, da, de 5 ani aproape de acum, am tot încercat să ne creăm o identitate. Am creat logo-urile Masters of Romania, am înregistrat la USIM Masters of Romania, okay, da, e marcă înregistrată. Nu are neapărat o poveste în spate. Ne dorim ca cei care poartă echipamentul Masters of Romania să fie vizibil pe stradă. Da? Mm-hmm. Și cred că portocaliu alături iese, de, da, iese foarte bine în evidență. Asta e povestea, nu e nimic legat de... Am înțeles. Da? Deci practic să fie vizibilă toate. Să fie vizibil. Dacă vă spun de unde a plecat combinația de culori, a plecat de fapt de la o pusă de telefon. Da? Okay. Care era în două culori și se potriveau de minune culorile astea. Și am zis anul viitor facem echipamentul așa. Și a fost, zic eu și alții, un real succes. Unde vrei să ajungi cu proiectul acesta? Oh, bună întrebare. Departe, am zis că vreau să devină o tradiție. Da, vreau ca foștii cicliști, oameni din ciclism să se alăture proiectului din ce în ce mai mulți. Vreau ca dintre ei să doneze pentru bursa Masters of Romania și bineînțeles să participe la întâlnire, pentru că fără participanți
evenimentul n-ar putea exista. Zile două vorbe. Acum în ce constă? Că poate, cum spuneam și mai devreme, mulți aud Masters, se gândesc la Master. De exemplu, am 33 de ani. La început am fost tentat să zic, măi, nu e pentru mine chestia asta. Încă eram în activitate în 2020 când ai lansat prima ediție. Am zis, băi, nu mă duc, că eu încă sunt în activitate, mă gândeam Masters. Într-adevăr. Și atunci, asta zic, mulți poate au prejudecăți și de-aia nu se bagă, nu vin. Da, aș zice mai degrabă că e o confuzie, da? Exact ce spuneam la începutul interviului. Confundă categoria Master cu denumirea Masters, da? Mișcarea Masters nu e despre foștii cicliști, este și despre actualii cicliști, da? Fiecare... și avem Ioan Dobrin și foarte mulți din cicliștii din România sunt membri, da? Mulți dintre ei, în schimb, chiar dacă sunt membri, sunt pe grup, sunt pe Facebook, pe Instagram. Am primit replici de genul, aștept să mă las eu de ciclist ca să pot veni la întâlnirile voastre, da? Total greșit, le-am spus, puteți veni oricând, toată lumea e binevenită. Și amator, da? Și absolut deci oricine are o bicicletă și e fan, da, este binevenit în gașă. Sigur, oricând. Super. Și poate contribui fiecare cu absolut tot ce poate, da? Pentru proiectul. La ce să se aștepte când vin la întâlnirea anuală? Păi și asta e o chestie. Să se aștepte la voie bună, la glume. La Caterin Căcioace, amintiri, povestiri și cam atât. Aici toți suntem prieteni, uităm de orgolii, uităm de politic, de discuții aprinse legate de situația ciclismului, sistem, etc. Da? Aici suntem cu toții prieteni. Când m-a invitat anul trecut la Ploiești, ce am venit prima dată, m-am gândit să mai o ocazie să-i cunosc pe cei din generațiile dinaintea mea, să aud poveștile. L-am cunoscut, de exemplu, pe Danilă. Da. De Danilă și auzise mult despre el, Ferfelea, dacă nu mă înșel, cred că a fost. Anul acesta el l-am cunoscut pe Mircea Ionescu și chiar era o chestie că noi ne mai conversam pe Facebook, dar nu ne știam. Și atunci chiar vă îndemn, dragilor, cei din generația mea, veniți că e fain. Sunt multe lucruri faine de aflat, oameni faini de cunoscut și experiența în sine e foarte faină. Așa că, Vasile, te felicit și îți doresc multă putere de muncă în sensul ăsta, cu tot dragul. Dacă cineva vrea să se alăture pe panoul sponsorilor, e binevenit. Oricine își dorește să fie pe panou, e binevenit oricând. Oricine. Bun. Oricât de mulți. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Super. Așa, dragilor, băgați mare. Vasile, un sfat din inima ta pentru cei care au avut răbdare să rămână alături de noi până la final. Pentru cei mari, cei mici, nu contează. Faceți sport, faceți ciclism, dar nu uitați din plăcerea de a vă plimba cu bicicleta. Adică lăsați la o parte comuri, segmente, și alte chestii, bucurați-vă de bicicletă și de natură. Asta e, cum zicea Nea Ciocan, de sănătate, tăticule, de sănătate. Cam asta e până la urmă. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați stat alături de noi și că ați urmărit. Vă așteptăm la anul, la cea de-a șasea ediție, a șasea ediție. Masters of Romania. Până atunci, intrați pe pagina de Facebook, Masters of Romania, urmăriți acolo. Vasile vă ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe meleagurile noastre. Până data viitoare, toate cele bune, Vasile. Numai bine. Toate cele bune. Numai bine, la fel.